3. Mănâncă foarte mult timp de proiectare și proiectarea costă mult mai mult decât proiectarea unei structuri clasice. Ajunge chiar de 5 ori mai mult, mai scumpă proiectarea unei astfel de structuri, pentru că în momentul în care proiectăm structura unei astfel de sistem, trebuie gândită fiecare piesă, piesă cu piesă, la nivel de grosimi, dimensiune, număr de straturi, direct sensul și direcția fibrei și mai ales îmbinări și panotare. Pentru că toată chestia asta, pe lângă proiectarea de structură în sine, vine și cu o proiectare tehnologică, care înseamnă să gândim din proiect fiecare piesă ca casa să poată să fie executată cum se face mobila de la IKEA. Sper că ți este util acest material video foarte scurt ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube Marius Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Șofete în construcții pentru a putea construi mai bine.